cum am anunțat și am promis, începând din dimineața asta vom parcurge un studiu biblic pe care l-am intitulat Focul Duhului Sfânt. Vrem să discutăm despre mișcările pentecostale carismatice de-a lungul anilor și chiar în dimineața asta vom avea o scurtă istorie a mișcării pentecostale și carismatice. Vom discuta apoi în următoarele duminici despre ungerea supranaturală, despre curajul sfânt, pasiune pentru integritate, smerenia dovnicească, focul adevărului, a dreptății, libertate spirituală, toate în contextul mișcării pentecostale și carismatice din lumea de astăzi. În legătură cu Duhul Sfânt de la Rusali, de la Cinzecime, aș vrea să spun câteva considerente generale. În primul rând, deci astea sunt, acestea sunt patru, patru, lucruri care le vom discuta în această dimineață despre Duhul Sfânt de la cinzecime, Mișcarea Pentecostală, Cea Carismatică și Biserica Noi Generații. A, la cinzecime, experiența aceasta a cinzecime, a fost putere și împuternicire din partea lui Dumnezeu ca biserica să evangelizeze lumea. Mergeți până la capătul pământului, până la marginile pământului dar nu plecați până nu veți primi putere pentru a face lucrarea aceasta. Apoi, în al doilea rând, a fost stabilizarea Bisericii lui Hristos pe temelii de neclintit, actul de naștere a Bisericii, cum spunea fratele Costel. Și în al treilea rând, a fost echiparea Bisericii cu putere de a birui persecuțiile romane care urmau să vină peste Biserică. Efectele cinzecimii sunt uh, extraordinare. În primul rând, asistăm la o creștere spectaculoasă a numărului de credincioși. Uh, 3.000, 5.000, uh, mulțimi mari de uh, credincioși se adaugă Bisericii lui Hristos. Lucra lucrarea aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, în primul rând, și nu numai propovăduirea apostolilor. Apoi, Biserica stăruiește în învățătura apostolilor, uh, aprofundează uh, învață, este foarte familiară cu ceea ce au propovăduit apostolii. Apoi biserica întreține o legătură frățească foarte puternică. Sunt nedespărțiți, sunt împreună tot timpul. Apoi, în al patrulea rând, duc o viață de rugăciune care este sursa puterii acestei biserici primare. În al cincilea rând, frica lui Dumnezeu stăpânea tot poporul, tot să temeau de Domnul în tot ceea ce fac, în tot ceea ce spun. Apoi, între credincioși se petrec foarte multe semne și minuni. Minunile și intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu sunt lucruri obișnuite între credincioși. Apoi, toți credincioșii erau într-o unitate spirituală desăvârșită. Credeau la fel, aveau sentimente comune, un singur gând și un cuget. Este o expresie pe care o întâlnim foarte des în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, își pun bunurile împreună, își vând averile, pun toate lucrurile împreună și au o comunitate a bunurilor în comun. Apoi, întâlnirile lor sunt zilnice, sunt pentru închinare și pentru a se bruga înaintea lui Dumnezeu. Se întâlnesc zilnic, iau masa împreună zilnic acești primi creștini și ultima, biserica își practica credința cu bucurie și cu mult entuziasm. Este foarte multă bucurie și entuziasm în întâlnirea tuturor creștinilor. E bine, asta este ceea ce s-a întâmplat la Rusale și mie îmi place să cred că Rusalele au început, nu este un eveniment, Cinzecimea nu este un eveniment, ci începutul unei ere, unei, unei epoci. Aș vrea să prezint așa foarte pe scurt o istorie a mișcării pendicostale care a început, se pare, în, la începutul anului 1900, la 1901, la Colegiul Biblic Betel din Topica, Kansas, au avut primele evenimente, primele botezuri cu Duhul Sfânt, dacă vreți președintele acestui colegiu Charles Fox Parham, care trăiește în 1873-1929, este fondatorul este considerat fondatorul mișcării pentecostale pentru că el este primul care formulează teologic gândirea pentecostală referitoare la botezul Duhului Sfânt. Cu toate că la colegiul acesta biblic din Kansas nu a avut loc o revărsare masivă a Duhului Sfânt, el a pregătit însă colegiul acesta oameni care au împărtășit gândirea aceasta pentecostală, pe care au răspândit-o peste tot, pe urmă în unde s-au dus în America, unde au păstorit biserici. Unul dintre păstorii care a absolvit acest colegiu de la, din Kansas, de la Topica, a fost William Seymour. El a plecat la Los Angeles să păstorească o biserică mică de negri când și-a împărtășit teologia lui referitoare la Duhul Sfânt, l-au dat afară. Imediat, Biserica aceea de Negri, pentru că era o învățătură ciudată pentru vremea aceea. La scurt, la scurt timp, după ce a fost dat afară din această Biserică de Negri, s-a dus și a format o altă biserică care a, a, care a experimentat botezul Duhului Sfânt. Biserica pe care a păstorit-o la început a, a, s-a întâlnit într-o sală închiriată de pe Bonnie Street din Los Angeles, apoi la 312 Azusa Street din Los Angeles, unde, predicând despre Vodezul Duhului Sfânt, a, William Seymour a experimentat, nu numai el, dar întreaga congregație, o revărsare din abundență a Duhului Sfânt. Foarte curând, Biserica aceasta păstorită de, de Seymour a început să devină un centru de pelerinaj a creștinilor de peste tot din America. Focul Duhului Sfânt și a botezului cu Duhul Sfânt s-a răspândit de la bisericuța aceasta de pe Azusa Street. Zeci de mii de creștini americani din toate denominațiile au venit la Azuza. Au experimentat revărsarea Duhului Sfânt la Azusa și au plecat acasă răspândind mișcarea aceasta pentecostală peste tot. Ce s-a întâmplat însă cu uh, foarte mulți dintre uh, creștinii care au primit Duhul Sfânt, n-au fost bine primiți în denominațiile lor. Și atunci au ales să formeze alte biserici pe care ei le-au numit pentecostale. Așa s-au născut bisericile pentecostale în America. Din păcate, ei au fost foarte izolați și persecutați de celelalte denominații creștine din America în timpul acela și au făcut și greșeli masive. Una dintre greșelile fundamentale este că, în mod deliberat, au refuzat educația teologică a liderilor lor. Au spus așa, noi nu ne ducem la școli pentru că Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile. Sunteți familiar cu asta, nu? că și mișcarea Pentecostală a făcut la început exact aceeași gafă. De fapt, o, am primit-o de, de la americani, că ăștia au făcut-o prima dată. Au refuzat educația. Totuși, în 1940, existau deja și s-au format marele denominațiuni Pentecostale clasice de astăzi. Assemblies of God, Church of God, Church of God in Christ. Ce s-a întâmplat? Uh, Church of God este... Uh, Mama la încă două denominații foarte mari, Church of God in Christ, sunt negri datorită rasismului, care era în Biserica Pentecostală Church of God, s-au separat și au format Church of God in Christ. Apoi, o altă diviziune masivă care s-a petrecut a fost filozofia despre Prorocii. Atât de mult credeau în lucrarea Duhului Sfânt și prorociile din timpul acela o serie de frați pendicostali, că ei credeau că trebuie să se conducă în absolut toate lucrurile numai după prorocie. De aceea s-au separat din Church of God, Church of God of Prophecy, care există și astăzi o denominație foarte mare, culmea cu sediu tot în Cleveland, Tennessee, unde este și Church of God, pentru că ei cred că tot ce se face în biserică, inclusiv numirea păstorilor și a conducătorilor de nu se face prin alegere, ci prin prorocie de la Duhul Sfânt. Apoi există International Church of Four Square Gospel, Pentecostal Holiness și așa mai departe, sunt peste 400 de feluri de pentecostali la ora actuală în lume. Dacă în 1943 bisericile pentecostale din Statele Unite erau o minoritate în comparație cu celelalte grupări, în, 92, în 1992 pentecostalii formau 60% din organizația Asociația Națională a Evanghelicilor din America. Creșterea spectaculoasă a creștinismului american s-a petrecut în latura aceasta a mișcării pentecostale și apoi veți vedea mișcarea carismatică. Există un autor, William Menzies, care spune că această primă biserică pentecostală, pentecostalismul timpuriu de la Azuza, avea aceste caracteristici foarte importante. Credeau în botezul Duhului Sfânt erau consacrați pentru misiune și pentru evangelizare. Aveau o credință foarte puternică în prezența lui Dumnezeu în mijlocul bisericii, un Dumnezeu care face minuni și care schimbă situațiile. Era o așteptare, o stare de așteptare a revenirii Domnului Isus Hristos permanentă. În continuu se vorbea despre venirea Domnului și inclusiv revărsarea Duhului Sfânt era ploaia de la urmă, ploaia târzie, harul de la urmă, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Apoi, credeau într-o realitate a prezenței divine în viața credinciosului de fiecare zi. Practicau o închinare entuziastă, cu multă bucurie, cu, cu lepădare de sine, o părtășie bogată și o și credeau în autoritatea totală a Sfintelor Scripturi. Astea sunt opt caracteristici a pentecostalismului timpuriu pe care acest autor, William Menzies, le descrie într-o carte a lui. Aș vrea să vorbim acum despre mișcarea carismatică. Mișcarea carismatică înseamnă lucrarea Duhului Sfânt între protestanți, între celelalte religii ne dacă vreți, așa, care a început în jurul anului 1960. S-a pregătit terenul pentru uh, evenimentul acesta printr-o serie de predicatori și evangeliști foarte activi din timpul acela. Era o femeie de religie episcopaliană, Agnes Sanford, un menonit, Gerald Destrin, metodistul Tommy Tyson, pendicostalul Oral Roberts și prezbiterianul Jim Brown au fost considerați ca niște uh, pioneri sau promotori ai mișcării carismatice, pentru că peste tot unde se duceau, ținau predici pendicostale și îndemnau oamenii să accepte lucrarea Duhului Sfânt. Mișcarea, uh, mișcarea carismatică se consideră uh, începută de Dennis Bennett, ăsta era un rector, așa se numea, păstorul principal, dacă vreți, de la o biserică episcopaliană din San Luis, California. San Luis era... Stați, lăsați că era în San Luis, nu, nu mă corectați, vă rog. În, în California, la San Luis la Biserica Sfântul Marcu. Ce s-a întâmplat este că omul acesta a experimentat botezul Duhului Sfânt. S-a dus la biserică, le-a spus ce s-a întâmplat cu el și l-au dat afară. Pentru că l-au dat afară, omul era fără lucru și atunci a fost invitat la Biserica Sfântul Luca din Seattle. La Biserica Sfântul Luca din Seattle, a început o trezire spirituală fără precedent. Pur și simplu, biserica aceasta a devenit absolut neîncăpătoare. Era vizitată aproape zi și noapte de mii de oameni care veneau de peste tot din America să experimenteze această revărsare a harului divin. De aceea, Denis Bennett. Rectorul Denis Bennett de la Biserica Episcopaliană Sfântul Luca din Seattle este considerat părintele mișcării carismatice mondiale. Mulți protestanți au îmbrățișat lucrarea Duhului Sfânt și termenul carismatic a fost folosit începând din 1963. El trebuia să definească creștini de alte denominații care au experimentat lucrarea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, dar n-au plecat din denominația respectivă. Așa că au început să devină episcopalieni prezbiterieni, carismatici, prezbiterieni carismatici, menoniți carismatici, mă rog, tot ce vreți, toți baptiști carismatici, catolici carismatici și așa mai departe. Mișcarea aceasta de renoire însă a fost întâmpinată uh, foarte diferit de teologii uh, protestanți din perioada aceea. Între 1970 și 1980, teologi de prima mână din aceste denominații uh, creștine au scris enorm de mult și au fundamentat doctrina carismatică sau Pentecostală, dacă vreți să zic așa, despre lucrarea Duhului Sfânt. Nu toate denominațiile au primit cu bucurie această trezire spirituală. Convenția de Sud-Baptistă, de exemplu, și luteranii s-au opus din răsfăterii acestei mișcări de trezire spirituală, Teologilor lor, scriind la rândul lor, foarte multe lucrări împotriva mișcării carismatice care există. Însă, toate denominațiile au cunoscut o trezire spirituală de jos în sus. Biserici întregi, preoții și păstorii au început să vadă că membrii lor se schimbă, că se întâmplă ceva cu credincioșii din bisericile lor. Dumnezeu lucra la inimile acestor oameni, îi umplea, îi umplea cu două sfânt și, dintr-o dată, tot climatul acelei biserici se schimba și, în final, până și păstorul devenea și el carismatic și biserica respectivă se numea biserica metodistă, dar carismatică. Ea au rămas în limitele denominației lor. În sânul Bisericii Catolice, însă, s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. În 1966, la Universitatea uh, Ducain din Pittsburgh, uh, așa, s-a revărsat Duhul Sfânt peste un grup de 30 de studenți. Erau la un retreat așa și Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a umplut pe studenții aceștia. Unul dintre ei, uh, pe unul dintre ei l-a folosit Dumnezeu, pe Ralph uh, Keifer, și la Biserica Notre Dame din South Bend, Indiana, foarte mulți catolici au fost botezați cu Duhul Sfânt și a avut loc o trezire deosebită în Biserica aceasta. Odată ce o biserică, nu contează de ce denominație era cercetată de Duhul Sfânt și lucrarea aceasta era foarte puternică, veneau oameni din toate părțile să vadă ce se întâmplă acolo și ei experimentau la rândul lor lucrarea Duhului Sfânt. În 1976 deja existau peste 700 de de catolici carismatici botezați cu Duhul Sfânt. 700 .000. Din cei șapte cardinali ai Americii, șase erau botezați cu Duhul Sfânt și aveau idei carismatice. Din șapte cardinali americani, șase sunt carismatici. Mișcarea de rănoire a, a intrat în celelalte mari denominații. Este foarte interesant că Biserica Ortodoxă n-a cunoscut treziri spirituale de genul ăsta, pentru că ea s-a considerat carismatică. Doctrinar, ca Ortodoxi, n-au respins niciodată botezul Duhului Sfânt, minunile și așa mai departe. Ei s-au considerat carismatici ca de la bun început. Problema este că s-au blocat complet la o asemenea trezire spirituală. Aici, în America, a fost un, un credincios ortodox, un preot care a, a fost botezat de Domnul și l-a chemat Eusebiu Ștefanoiu a condus o revistă pe care a intitulat-o Logos, în care a scris foarte mult despre botezul Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul ortodoxilor. A fost caterisit, bineînțeles, și scos afară din denominația lui. Mișcările independente, bisericile independente, au cunoscut o trezire spirituală extraordinară și sunt peste pe 14 milioane de credincioși în bisericile independente care au primit lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Ar trebui să menționăm puțin și despre iudaismul mesianic, pentru că este extrem de important. Evreii, când se întorc la Hristos, la Mesia, ei de obicei sunt carismatici și cred în lucrarea Duhului Sfânt. Ca o statistică generală, la ora actuală, aproape 30% din toți creștinii care există în lume sunt ori pentecostali ori carismatici. Să consideră că sunt oameni care au experimentat lucrarea Duhului Sfânt. Istoricii spun că niciodată în istoria creștinismului nu s-a cunoscut un asemenea fenomen de o asemenea învergură cu rezultate și cu efecte asemenea mișcării pentecostale și carismatice. Vreau să închei în dimineața aceasta cu câteva idei despre uh, uh, mișcarea nouă, să zic așa, biserica noii generații. În primul rând, trebuie să menționăm declinul mișcării carismatice contemporane. O serie de teologii nebiblice au început să-și facă loc în bisericile carismatice, în mișcările carismatice care există la ora actuală și sunt autori care cred că mișcarea carismatică s-a stins deja în America acum. O serie de teologii nebiblice, Evanghelia Prosperității. Dacă ești credincios, plin de Duhul Sfânt, trebuie să fii neapărat bogat, n-ai voie să fii bolnav, nu? că Domnul ne vindecă toate bolile, și prosperiștii, cum se numește, aceștia au făcut o pagubă enormă pentru că asemenea Evanghelie eventual merge în America, dar nu în alte părți din lume, unde majoritatea creștinilor sunt foarte săraci. Apoi a început mișcarea credinței, nu? Mișcarea credinței care este extrem de periculoasă pentru că pionul important în ecuația rugăciunii nu este Dumnezeu, ci omul. Noi declanșăm pe Dumnezeu, îl determinăm pe Dumnezeu să facă ce spunem noi dacă rostim cuvintele credinței, că așa să și numesc cuvintele credinței, word of faith. Deci o serie de, de teologii din acestea nebiblice au devastat mișcarea carismatică contemporană. Apoi o serie de practici bizare, de la căzutul pe jos, Așa cum pentecostalii români, de exemplu, noi am văzut pe alții și al i-am imitat, când vine Duhul Sfânt, tremurăm, nu? Americanii au învățat să pice pe spate când vine Duhul Sfânt. Și atunci un Benny Hinn sau cine știe ce alt făcător de minuni suflă și jumătate din sală toți pică pe jos. Este o practică bizară. Țin minte că s-a străduit unul foarte mult să mă pună la podea și n-a reușit. Inclusiv că pusese pe unul în spatele meu să pic peste el și n-a reușit să mă, mă, dea, mă dea jos. Toți americani erau pe jos în afară de români. Noi nu ne clătinăm. Așa, suntem de neclintit. Apoi râsul isteric, mișcări ca Toronto Blessing, de exemplu, nu? Care promova dacă vine Duhul Sfânt, trebuie să râdem până picăm pe jos. De aici a făcut-o că toate animalele de la grădina zoologică, eu știu comportamente complet bizare, care au stricat numele, prestigiu și onoarea Bisericii lui Hristos printr-un asemenea comportament. Ce să mai spun, că sunt și astăzi biserici care aici un Felix, așa, care cred că Domnul vine, îngerii vin aici și când pleci la biserică, e praf de aur pe tine, pentru că aripile îngerilor lasă praf de aur și de diamante prin biserică. Ce să mai spun, deja inspirându-se din filme, predicatorii de astăzi își aruncă mingi de foc unul celuilalt, mingi de putere, nu? care la o mișcare din asta, pe un anumit coridor din sală, toată lumea pică jos, lovită de mingele de foc. Asemenea, practici bizare au făcut ca mișcarea carismatică să ajungă de la trezirea râsului să ajungă o trezire de râsul lumii. Prorocii false, proroci falsi, vindecări false și minuni contrafăcute au știrbit mișcarea carismatică așa de tare și la care s-a adăugat căderi morale Eșecuri morale răsunătoare a unor lideri carismatici pe care dumneavoastră să știți, începând cu uh, 700 Club, cu Jim Baker, cu Jimmy Swaggart, uh, recent cu alt lider carismatic care s-a dovedit că era homosexual, uh, divorțuri răsunătoare, nu? Uh, opulența, milioane de dolari. Uh, jeturi personale și aer condiționat în cușca câinelui. Toate lucrurile astea au diminuat credibilitatea mișcării carismatice, care, așa cum spun unii dintre autori, ea s-a stins și nu mai este o mișcare considerată semnificativă astăzi pe harta creștinismului. Apare însă Biserica unei noi generații și sper să-mi ajungă vreo 5 minute, să trecem prin ele și să ne bucurăm pentru că, fără să vrem, și cred că asta este darul și călăuzirea Duhului Sfânt, o serie din aceste caracteristici le veți găsi la noi, la Biserica Agape, care suntem parte din Biserica unei noi generații. Bisericile noi generații predică doctrine carismatice și practică darurile spirituale. Accentul primordial, însă, nu este pe daruri, ci este pe evangelizare și pe misiunea mondială. Nu pe minuni, ci pe salvarea de suflete. Bisericele acestea sunt relaționale, pun accent pe relațiile dintre frați, pe dragostea dintre frați, pe unitatea Bisericii și nu pe evenimente foarte mari. Apoi dăruiesc foarte mult pentru salvarea de suflete, dar dăruiesc foarte mult pentru salvarea de suflete și pentru lucrarea misionară. Cinci, pun un accent pe caracterul omului și nu pe darurile lui. Caracter și nu daruri. Apoi, în al șaselea rând, resping mândria, carnalitatea, accentul pe bani și misticismul. Resping praful de a îngerilor și alte minuni de genul ăsta, lucruri care nu sunt biblice. Șapte, îi iubesc, îl iubesc pe păcătos și predică harul, predică har pentru toată lumea, ușa deschisă pentru toată lumea, pentru orice păcătos. Opt, stabilesc limite necesare pentru a impune standardele biblice. Bun, credem în har, dar asta nu înseamnă că avem libertatea să facem tot ce vrem în al nouălea rând, aceste biserici sunt conectate cu alte biserici într-un mod foarte sănătos, nu neapărat denominațional. Își caută biserici care gândesc ca și ei, ca și ele. Cooperează cu cei care au același mod de a gândi. 10. Cred că Dumnezeu dărâmă zidurile care îi despar pe credincioși. Nu ne mai interesează că pe ăla îl cheamă baptist, ortodox, ceva, dacă este creștin, împărtășește cu noi gândurile astea, ne înțelegem foarte bine împreună. 11. Luptă împotriva rasismului și a structurilor rasiale. Nu mai cred în importanța culorii cuiva. Și 12. Înțeleg oportunitatea mondială creată de tehnologie și o folosesc. Astea sunt biserici Facebook. Asta sunt biserici pe internet. Astea sunt biserici care folosesc tehnologia din plin pentru a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu. Când am citit uh, caracteristicile acestea, am zis, Doamne Dumnezeule, uh, eu nu le-am știut. Dar iată-ne exact în, aceasta, în acest pachet. Biserica noastră este exact în acest pachet. De ce? Pentru că eu cred că Duhul lui Dumnezeu, care lucrează în Biserica contemporană, în vremea noastră, ne-a călăuzit exact pe drumul acesta. Vreau să închei numai spunându-vă că există astăzi evanghelici care n-au legătură cu carismaticii sau cu noi pentecostali. De obicei, acești evanghelici au format biserici care sunt biserici comunitare, community churches. Și aceste community churches au devenit enorm de mari, mega churches. Și la ora actuală, cu toate că ei nu sunt carismatici, nu împărtășesc, mă rog, gândirea noastră pe din costală. Duhul lui Dumnezeu îi folosește pentru a ajunge cu Evanghelia la un alt segment de oameni, oameni care Rick Warren, Beth Moore, Louis Giglio, Harry Blackaby, Bill Hybels, Andy Stanley, Biserica North Point din, Atlanta, Uh, Irving McManus, o biserică extraordinară în uh, Washington DC, uh, Mark, uh, uh, Mark Butterson în Washington DC, uh, Kevin Myers în Atlanta, Biserica 12 Stones, biserici enorme care uh, ajung cu Evanghelia la uh, foarte, foarte mulți uh, credin credincioși. Pe parcursul acestor lecții de duminică dimineața vom pătrunde în această lume carismatică și pendicostală, vom vedea erorile să nu le facem și vom învăța cum să trăim în zilele acestea așa cum place Domnului. Haideți să ne ridicăm la în picioare și să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și cu toți în comun, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră cu o cercetare specială a Duhului Sfânt de fiecare dată și focul Duhului Sfânt se coboare din nou într-un într, -un, într -un nou peste biserica noastră. Doamne, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru dimineața aceasta. mulțumim.